Ministrul de Externe, domnul Teodor Baconschi, invitat la Fără Frontiere. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Și vă mulțumesc pentru că ați venit. Vreau să discutăm pentru început despre relația dintre România și Rusia, pentru că v-ați întâlnit acum câteva săptămâni cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe la ONU. Pentru început vreau să știu cum a fost pregătită această întâlnire, pentru că am aflat de ea de-abia după ce a avut loc. A fost un oarecare secret în jurul ei, aș îndrăzni să spun. De ce? Întâlnirea a avut loc pe 21 septembrie în marja adunării generale ONU la New York și consider că a fost binevenită, constructivă și că a deschis totodată niște oportunități. S-a văzut ulterior că această comisie mixtă economică română-rusă s-a întrunit la Moscova în 4-5 octombrie. Și ministrul Ion Ariton a putut să constate, mi-a și spus că atmosfera a fost foarte deschisă, foarte bună. Cei doi miniștri, copreședinții ai Comisiei Mixte, și-au asumat și o declarație pentru un parteneriat de modernizare în relația România-Rusia. Un astfel de cadru există și în relația Uniunea Europeană-Rusia. Apoi, ministrul agriculturii, domnul Tabără, a avut o întâlnire iarăși fructoasă cu propriul omolog. Și în materie de agricultură există resurse importante și piețe interesante de ambele părți. Dar cum a fost întâlnirea dumneavoastră cu Lavrov? Pentru că înțeleg că întâlnirile celorlalți miniștri au fost bune. A dumneavoastră cum a fost? A fost, cred, semnalul că după ce am făcut acest mare pas înainte din punct de vedere geostrategic, semnând în cadrul vizitei președintelui României la Washington acest acord român-american referitor la amplasarea elementelor de scut antirachetă. E bine, acest progres în statutul nostru geopolitic, fruct al consecvenței cu care România promovează atlantismul în politica externă, a avut și darul de a, paradoxal poate, de a crește pe de o parte profilul nostru regional și pe de altă parte de a deschide calea către o normalizare a relației noastre cu Federația Rusă. Noi ne dorim acest lucru în mod pragmatic și cred că și vizita de acum două zile la București... Să vă întreb despre asta, reprezentantul pentru Transnistria. Reprezentantul Federației Ruse pentru Transnistria e de asemenea un semnal că de ambele părți se dorește angajarea unui dialog mai consistent. Exact, pentru că la sfârșitul întâlnirii cu Lavrov și revin asupra ei, ați dat un comunicat destul de sec, în care spuneți cam așa, definiți relațiile române, româno-ruse, în clipa de față sunt pragmatice și eficiente, sperăm să le transformăm într-un dialog politic consistent și deschis. În traducere, cum sună asta? În traducere liberă sună așa, avem relații economice bune, e loc de mai mult și mai de un nivel de ambiție mai ridicat și în același timp e nevoie de un dialog politic pe toate palierele care să permită setarea unei agende comune mai ambițioase. Mai ambițioase? Mai ambițioase, adică revenirea în parametrii unei relații normale, în care reușim, prin dialog deschis, să definim cu interesele noastre comune, acționăm convergent pe anumite chestiuni regionale, ne concertăm în forurile internaționale din sistemul ONU, avem totodată o bază economică în expansiune, există foarte multe companii rusești care, mai ales în domenii cheie, precum aluminiul sau energia, se află deja în România, sunt interesate să-și consolideze această prezență, așa cum avem foarte multe companii românești care ar putea să țintească piața rusă pentru exporturile noastre. Exporturile, ați văzut anul acesta, creșterea lor a fost una dintre pârghiile esențiale ale revenirii pe plus a economiei românești. Da, dar exporturile mai mult către Occident, nu cele către Federația Rusă. Către Occident, Rusă. Către Africa de Nord, da. Orientul Mijlociu, încercăm să diversificăm țintele de export ale României. Vorbeați despre această vizită a reprezentantului Federației Ruse pentru Transnistria, a fost acum 2-3 zile la București. Despre ce ați discutat? Pentru că știu că dumneavoastră în mai multe rânduri a spus, de exemplu, că Rusia trebuie să-și retragă trupele din Transnistria. Despre asta ați vorbit? O spunem și astăzi, în sensul că ne pronunțăm pentru reglementarea acestui conflict. România a părăsit
mecanismul de reglementare a conflictului transnistrean în 1992. Acum aproape 20 de ani. Au trecut aproape 20 de ani și vă semnalez faptul că am avut întâlniri recente și cu reprezentantul Ucrainei în formatul 5+2. Acum a venit reprezentantul Federației Ruse. Va veni și vice-prim-ministru pentru reintegrare din Republica Moldova. L-așteptăm și pe domnul Lajcsák, reprezentantul Comisiei Europene al Serviciului European de Acțiune Externă, care participă la negocieri. Deci România are în acest moment posibilitatea de a afla din primă sursă ce se întâmplă. Salutăm încă o dată faptul că Federația Rusă a dat undă verde pentru reluarea formală a negocierilor în 5+2 și socotim că e în interesul tuturor participanților direcți la negocieri, dar și al regiunii, găsirea unei soluții, linia cam noastră roșie fiind aceeași. Deci suntem pentru o soluție care să nu afecteze șansele de apropiere ale Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, pe de o parte, și pe de altă parte să nu pună nicio secundă în discuție integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Și cam în cât timp credeți că s-ar putea contura această soluție? Pentru că, după cum spuneați, discuțiile în acest format 5+2 durează și ele de 20 de ani. Durează, dar cu mari întreruperi. Da, în ultimii, câte 5 ani. În ultimii 4-5 ani nu s-a mișcat nimic în tablou. Acum suntem într-o nouă dinamică și sperăm ca mai cu seamă prin dialogul direct dintre Chișinău și Tiraspol să se ajungă la măsuri de încredere, la o reapropiere și la conturarea unei soluții. Da, remarc că nu mi-a spus un termen. Să vorbim despre Schengen, domnule ministru. Peste câteva zile are loc o întâlnire la vârf a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Se va vorbi în primul rând despre criza din zona euro. Se așteaptă un răspuns decisiv, au spus unii lideri europeni. Credeți însă că se va discuta și despre aderarea României și Bulgariei la Schengen? Aveți vreo informație în acest sens? Desigur că România va ridica subiectul, nu-l poate evita. Am repetat până la sațietate că suntem pregătiți tehnic, că dorim ca toți partenerii noștri să aplice obligațiile decurse din tratatele europene și din regulile de joc normale. Sigur, am reușit totuși să generăm o majoritate amplă de state membre care sunt favorabile accesului nostru și al Bulgariei în Schengen. Ne-am lovit de opoziția Olandei și în subsidiara Finlandei. Cunoașteți deja, ca și telespectatorii noștri, motivele politice interne care dictează această lipsă de încredere a Olandei față de România. Dar așa cum am procedat în transparență, în dialog și aplicând regulile europene și cu Franța și Germania, care erau sceptice la început și care au venit acum de partea noastră, sperăm ca și în dialogul intensificat cu Haga și Helsinki să găsim o soluție. Adică nu ne poate satisface un refuz sec, lipsit de argumente de fond, după noi, motivat din rațiuni de politică internă și care nu se deschide către un calendar de aderare. Și la ce vă așteptați concret de la acest summit? La o declarație? Deocamdată știm că probabil poziția Olandei ca mandat din partea Parlamentului olandez rămâne neschimbată. Ea însă nu cred că nu va evolua pe măsură ce căutăm împreună o soluție, mai cu seamă că la 1 noiembrie organizăm și vizita așteptată a primului ministru olandez la București. Are legătură această vizită? Adică a fost programată în contextul acestor dificultăți sau era dinainte? Nu, vizita fusese programată. E important că nicio parte n-a dorit anularea ei. Ea semnifică, în primul rând, voința părților de a dezvolta ce avem împreună, și anume o foarte semnificativă masă de investiții olandeze în România, schimburi comerciale consistente și totodată cred că și România e un partener important pentru Olanda și în afacerile europene. Olanda
de pildă își dorește consolidarea guvernanței Schengen. România este de acord cu acest lucru, dar cu condiția de a o face din interiorul grupului. Sunt și alte probleme mult mai ardente, mai stringente la ora actuală. E vorba de turbulențele din zona euro și de necesitatea unui pact de stabilitate care să securizeze zona euro. Deci avem multe subiecte de discutat împreună și o vom face. Ați văzut însă că foarte mulți actori politici sau non-guvernamentali și economici s-au pronunțat în favoarea noastră. În favoarea aderării, am văzut și investitorii olandezi. Investitorii olandezi, președintele Parlamentului finlandez, exact. Și din nou Parlamentul European. Deci la ora actuală se derulează o navetă diplomatică accelerată pentru a conveni o soluție. În definitiv, de câte ori s-a confruntat cu o minoritate de blocaj, Europa a generat soluții pentru a nu extinde blocajul la nivelul întregului eșafodaj Europa. V-ați gândit și la la un demers comun româno-bulgar, pentru că a existat acea ședință de guvern româno-bulgară săptămâna trecută la București. Vreți să faceți ceva împreună? Ați notat probabil că cei doi prim-ministri, domnul Emil Boc și domnul Borisov, au asumat la sfârșitul ședinței comune de guvern româno-bulgare o declarație pe acest subiect. Deci ne concertăm cu Bulgaria, rămânem în solidaritate cu Bulgaria pe această temă și pe altele. Și cred că trebuie să ne păstrăm mintea lucidă, să continuăm toate aceste eforturi și să fim încrezători că vom găsi o soluție. Să ieșim puțin din spațiul Schengen, să vorbim despre spațiul euro. Este acest summit despre care am vorbit, acest Consiliu European. Cât de optimist sunteți că la acest summit Europa va reuși să dea un răspuns decisiv, cum s-a spus, crizei din zona euro? Sigur că se vehiculează, din păcate, foarte multe scenarii pesimiste cu privire la rezistența Uniunii Europene în fața acestei crize economico-financiare. Nu sunt un euro-pesimist. Sunt convins că există deja voință politică la nivelul statelor membre și a jucătorilor mari, în primul rând Franța și Germania, pentru, nu doar pentru soluțiile tehnice de tipul recapitalizarea băncilor, dar și sau pentru angajarea acestui levier care este pactul de stabilitate, cât pentru acțiune convergentă, eficientă și transmiterea unui semnal global cu privire la capacitatea Uniunii Europene de a-și face curat în propria casă. Nu se va rezolva acest lucru la un Consiliu European. E un proces, dar există în mod clar o conștientizare a pericolului letal în care s-a aflat pentru o vreme toată construcția europeană și există, în ciuda acestor accente populiste sau eurofobe din felurite state membre, o masă critică de state membre și de societăți europene care își dau seama că numai împreună își pot asigura un viitor. Pe de altă parte, domnule ministru, se discută mult în această perioadă despre statele din zona euro. Și nu vă este teamă că Europa cu două viteze, despre care s-a tot vorbit, există deja, că există pe de o parte țările din zona euro și pe de alta țările care nu sunt în zona euro și că România este în a doua parte? În primul rând, România dorește să intre în zona euro și își menține obiectivul de a adera la spațiul, la moneda unică. Pe de altă parte, economiile celor 27 sunt dependente de eurozonă, chiar dacă avem state care, precum în cazul nostru, n-au aderat încă la moneda unică. Interdependența acestor economii este atât de mare pe piața internă încât ne dorim ca orice decizie menită să stabilizeze eurozona să fie adoptată în transparență, în dialog cu statele care nu sunt membre ale zonei euro, tocmai pentru a evita prin orice mijloc rațional, politic și economic riscul unei Europe cu două viteze. Și sunteți consultați în această perioadă de statele din zona euro? Am transmis deocamdată și domnului Van Rompuy și Comisiei și statelor membre dorința noastră, care nu este singulară. În definitiv și Polonia și alte state noi ale Uniunii Europene, care nu au încă euro ca monedă,
își doresc același lucru. Este o doleanță care nu ține de orgoliul incluziunii sau de teama excluziunii, ci de faptul, așa cum vă spuneam, că economiile noastre sunt deja integrate și orice decizie care afectează eurozona se repercutează și asupra celorlalte economii europene. Mai avem 3-4 minute și mai am două întrebări. Puțin despre ideologia din partidul dumneavoastră. Sunteți un promotor al creștin-democrației în dreapta politică românească. Ați făcut și o fundație în acest sens. Totuși, cum se regăsește acest curent în condițiile în care am văzut că aveți oameni critici în partid la adresa dumneavoastră și la adresa altor nou intrați? De exemplu, deputatul domnul Cezar Preda a spus că, nu știu, dumneavoastră, domnul Sever Voinescu, doamna Macovei, ați putea să vă faceți un alt partid. Și domnul Cristi Preda. Și domnul Cristian Preda, da. Eu am reacționat printr-o postare pe blogul meu personal la această gâlceavă a vechiului cu noul. Cred că un partid politic mare, un partid popular, are nevoie de sânge proaspăt, de idei, de o doctrină precisă și de capacitatea de a dialoga cu toată societatea, nu numai cu societatea civilă. Propunem acest lucru în cadrul partidului nostru. Și sunt mulțumit că Partidul Democrat Liberal este singurul partid de pe scena politică care a demonstrat capacitatea de noire, pentru că stagnarea, inclusiv la nivelul resurselor umane și a liderilor, este frapantă, mai cu seamă la celelalte partide. Gâlceava înseamnă înnoire pentru că n-a fost... Nu, cred că sunt niște frustrări care țin și de lipsa dialogului. Eu sunt un om de dialog, dialoghez în primul rând cu colegii de partid, pot dialoga oricând și cu domnul Cezar Preda. Îl invit în acest sens să se abțină de la atacuri care nu fac bine în Partidul Democrat Liberal, în condițiile în care înnoirea de la Congres a fost votată de toată baza partidului și corespunde unor așteptări specifice electoratului de dreapta. Ultima întrebare, în calitatea dumneavoastră de ministru, în weekend mergeți în Italia, mergeți la Catania, unde deschideți un consulat pentru cei aproximativ 80.000 de români care sunt acolo. E un proiect la care lucrez de aproape un an. Am generat infrastructura, am trimis și echipa care va lucra acolo. Sunt bucuros că, în pofida crizei și a bugetului de austeritate, prin realocări de resurse, extindem rețeaua consulară, ne apropiem de comunitățile românești pentru a le servi cât mai bine. Și cazul Cataniei e cu atât mai relevant cu cât, fiind vorba de o insulă, Sicilia, comunitatea românească de acolo era oarecum izolată. Sunt foarte bucuros că prin nou consulat general, românii din partea de sud a Italiei vor avea un sprijin din partea autorităților române. E normal să fie așa și vom continua eforturile de acest tip. Mai deschide și alte consulate în curând? Aveți alte... Suntem, sigur, am deschis la Vancouver, unde... Da. Vestul Canadei, iarăși există o mare comunitate de peste 100.000 de români care n-aveau suport consular. Am deschis la Edinburgh, în Marea Britanie, pentru că nu aveam în afara Londrei servicii consulare pentru comunitatea noastră de acolo. Deci continuăm în cadrul unui plan cu ce resurse avem, dar vrem să ne apropiem de românii din diaspora. Teodor Baconschi, ministrul de externe, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu.